kitesurfing-ul a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai iubite sporturi. Nu are limită de vârstă și nu necesită vreun permis. Seamănă cu schiul nautic, doar că în locul unei șalupe, sportivul este tras de un zmeu cu 50 de km pe oră. Asta e perioada verii în care ne bucurăm într-adevăr de vânt. Oamenii oricum nu mai sunt foarte mulți pe plajă, așa că profităm de acest vânt pentru a ne distra. Fiind un sport care necesită vânt, oamenii vin pe prognoză. Se verifică prognoza și vin direct. Lunile septembrie și octombrie sunt cele mai potrivite pentru sporturile nautice. Vântul este ingredientul principal pentru acest tip de sport. Și cum în ultima perioadă la mare, vântul a suflat cu peste 20-25 de km pe oră, kitesurferii au profitat din plin de vreme. Cocoțați pe coama valurilor, la cheremul rafalelor, cei care iubesc libertatea și marea s-au bucurat din plin de o porție de adrenalină. Am trecut de la ce au colegii mei, am trecut la această nouă jucărie și chiar merită. Este o invenție senzațională. Plutesc deasupra apei. Mă pot da când nu se dă nimeni. Când vântul doar adie, sunt în fiecare zi aproape aici. Kitesurfing-ul este un sport costisitor, cel puțin la început, atunci când e nevoie de o investiție serioasă. Un echipament complet costă de la 1000 de euro în sus. La această sumă se mai adaugă și prețul accesoriilor, dar și al vestei de salvare. Neoprenul, spre exemplu, este undeva la 1000 de lei, de la 500 la 1000 de lei, în funcție și de grosimea lui și de echipament și de brand. Bara este undeva la 300-400 de euro în funcție de brandul acesteia. Zmeul pleacă de la 1000-1500 de euro, poate să ajungă și până la 3000. Nu fac de foarte mult timp sportul ăsta, să zicem așa. E un sport care îți crește adrenalina în tine foarte, foarte, foarte mult. Am pornit sportul ăsta undeva în luna mai anul ăsta. Am fost plecat pe mare, m-am întors și primul pe care l-am făcut am venit să fac kite. În principiu, undeva la 10-12-14 ore de studiu cu instructorul, iar după aceea eu zic că poți să-l faci încet, încet singur. Meteorologii au vești bune și pentru zilele următoare. Va fi mai cald, iar briza mării își va face și ea simțită prezența. Suficient de tare cât să-i atragă pe împătimiții de sporturi extreme pe litoral.